În clădirea OMV din centrul orașului, unde ar fi trebuit să fie amenajat spitalul de pediatrie, ar putea funcționa mai multe servicii ale primăriei. Consilierii locali și-au dat votul în ședința extraordinară pentru proiectul care vizează actul adițional la contractul de sponsorizare al fostului sediu Petrom, încheiat între Primăria Ploiești și OMV. Astfel, dacă OMV va fi de acord, atunci aici ar putea fi mutate instituțiile care desfășoară activități culturale, artistice și de asistență și servicii sociale. A fost adoptat un proiect de hotărâre prin care primăria poate să introducă toate direcțiile ce gestionează serviciile culturale, artistice și totodată sociale, astfel că Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, Casa de Cultură Ion Luca Caragiale, Filarmonica, Paul Constantinescu, Teatrul Toma Caragiu sunt principale direcții care ar putea să-și mute sediul în această clădire. Este, din punctul meu de vedere, o realizare foarte importantă actualei administrații. Practic, un spital de pediatrie nu putea funcționa aici, spun autoritățile. Un proiect care încă din fașă a fost nedorit, având în vedere locația, având în vedere faptul că un spital de pediatrie nu poate fi construit în centrul unui oraș, de regulă acesta se realizează într-o zonă limitrofă, de asemenea recompartimentarea unui sediu de birouri pentru un spital de pediatrie este de la bun început o soluție extrem de nefericită. În cadrul ședinței extraordinare, consilierii locali liberale au propus modificarea duratei de desfășurare a activităților de la 15 la 5 ani, propunere cu care a fost de acord toată lumea. Asta înseamnă că după 5 ani, în clădire să poată fi desfășurate și alte activități.